Astăzi este o foame teribilă și o sete teribilă după semne și minuni. Nu după cuvânt. Și când setea după semne și minuni depășește setea și foamea după cuvânt, pregătim scena pentru apariția Antichristului. Pentru că semnele și minunile sunt date să autentifice slujitorii și cuvântul lui Dumnezeu, dar sunt date și să înșele oameni. Și dacă cuvântul nu este primordial și n-ai o sete și o tânjire după cuvânt, semnele și minunile vor fi doar o înșelare pentru mine și pentru dumneata. Nu știu dacă pot să pus 2 Tesaloniceni, capitolul 2, versetul 9, aici spune cum va fi arătarea Antichristului în vremurile din urmă și arătarea lui se va face prin puterea satanei cu tot felul de minuni, cu semne și puteri minunoase. Și cu toate amăgirile legiunii pentru cei ce sunt pe calea pierzării, pentru că n-au primit dragostea adevărului. Dacă n-ai dragostea de adevăr, mergi după semne și minuni, într-o zi o să fii înșelat